Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție Fotbal Show. Iată principalele subiecte pe care le vom dezbate în această seară. După umilința cu Universitatea Craiova, sunt așteptate din nou schimbări majore la Dinamo. Ședința care trebuia să hotărască soarta lui Flaviu Stoican și a lui Iuliu Mureșan s-a amânat până după meciul de la Arad pentru a nu crea și mai multă neliniște la echipă. Omrani trebuie să joace la CFR sau în străinătate, spune răspicat Dan Petrescu la zvonul că atacantul său este atras de rivala la titlul FCSB. Omrani este ademenit cu 400.000 de euro la semnătură, bani oferiți de Gigi Becali și un salariu de 45.000 de euro lunar. După doar 3 puncte din 12 posibile, în 2022 Rapid pare să aibă meci de foc și cu Șepși. Gruparea din Sfântul Gheorghe a intrat și în calcule pentru play-off după victoria din etapa precedentă. Ultimele detalii, calcule și declarații imediat la Fotbal Show. Alături de mine se află Ioan Ovidiu Sabău și Lucian Goian. Bună seara, domnul! Seara! Aș vrea să discutăm puțin despre, să spunem, reacțiile de după meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Nu o să intrăm foarte mult în detaliile de meci, încă o umilință pentru Dinamo. Era programată o ședință prin care să se hotărască soarta lui Flaviu Stoican și a lui Iuliu Mureșan. O decizie de ultim moment, ținuți așa în joc de gleznă, o noapte după meci, apoi decizia se pare că va fi luată după meciul de la UTA, meci care vine, iată, foarte repede, partidă care se va disputa duminică. Domnule Sabău, lăsând... Noi vedem acum, iată, programul etapei cu numărul 26, o etapă care se va încheia cu derbiul Craiovei, bineînțeles, imediat după emisiunea noastră de astăzi, Rapid Șepși, un duel foarte, foarte interesant și foarte important în lupta pentru locurile de play-off. Vom vedea ceva mai târziu, vom face și o analiză ceva mai detaliată a echipelor implicate în lupta pentru ultimele două poziții. Revenind la Dinamo, domnule Sabău, cred că ar trebui să analizăm puțin mai mult din plan sportiv ceea ce se întâmplă, pentru că, ok, situație dramatică, se tot vorbește de schimbări de antrenori, dar jocul echipei cred că este, arată cel mai rău dintre toate aspectele rele de la Dinamo. Știu că acolo jucătorii sunt plătiți. Da. Puteți să-mi spuneți cum poate o echipă totuși, la zi, un lot bun sau rău cum el, să piardă atât de drastic? Da, pentru că se pare că în acest moment, în afară de faptul că, hai să spunem, că jucătorii nu mai au încredere, foarte multe înfrângeri, eu cred că este și o lipsă de valoare, este și o stare de greu de... acceptat, fără o stare de spirit, fără jucători care să intre, sigur, iau niște limite în momentul de față. Eu am mai spus aici în emisiune, sunt echipe, dacă sunt luați jucători individual și comparați cu cei de la Dinamo, sunt echipe cu jucători mai modești, dar în momentul de față au 26, 27, 28 de puncte. Este clar că și la nivel de mentalitate și la nivel de atitudine, Dinamo, la nivel de jucători vorbesc, Dinamo suferă mult. A fost Mircea antrenor, sigur el a venit într-un moment în care anumiți jucători au fost aduși de altcineva, a venit de el, a adus și el câțiva jucători, lucrurile nu au mers bine, s-a mers pe varianta în care Mircea să fie schimbat, ca și cum el ar fi cel responsabil de rezultate și de tot ce se întâmplă la Dinamo. Uite, lucrurile n-au mers, sau putem spune că nu el a fost cel în totalitate vinovat, pentru că lucrurile merg mai rău. Eu cred că Mircea deja cunoștea foarte bine situația clubului, cunoștea valoarea, mentalitatea acestor jucători, știa de ce jucători are nevoie Dinamo și cred că s-a făcut o mare greșeală, trebuia să meargă pe mâna lui Dinamo, la fel să există o colaborare mai bună între acei oameni care conduc clubul și să îi dea
mână liberă lui Mircea, vorbesc de perioada respectivă, și să răspundă el în fața suporterilor, în fața oamenilor din conducere, pentru că îl văd pe Mircea și îl cunosc ca un om foarte responsabil, un om care știe fotbal. Nu cred că Mircea Rednic a uitat, dar cu siguranță a făcut și el câteva greșeli, pentru că și în perioada lui lucrurile n-au mers așa cum trebuie. Acum sunt aceste probleme. Probleme care de afară greu să le cunoaștem exact așa cum stau, dar clar că cred că și la nivel de conducere lucrurile nu merg bine, nu există o colaborare bună, se vede prin atitudinea și a jucătorilor. Mi-aduc aminte și de Flavius Stoican, când a semnat cu Dinamo, el venise, mi se pare, a semnat cu 2 săptămâni înainte de a începe campionatul, mi se pare, sau nu, transferurile, sau nu mai știu exact cât, cu 2 săptămâni, și el a plecat, efectiv, a semnat dar contractul. Dar poate nu a făcut el lotul, domnule. Poate nu l-a făcut el sau nu s-a făcut cu acordul. Păi posibil ca el să nu, e posibil ca el să nu aibă sau să nu fi făcut transferurile la Dinamo, dar sigur, par jucători foarte modeli. Dacă mă uit la apărare, mă uit la mijlocul terenului și nu văd o echipă să alerge, o echipă să, nu știu, să înțeleagă momentul în care se află. Nu câștigi de atâta timp. Vă propun să, foarte greu, să ascultăm o scurtă declarație a lui Flavius Stoican. Bineînțeles, s-a tot discutat și imediat după rezultatul din meciul cu Craiova și revenim cu discuții. Încercăm să ne reparăm la minte, să nu mai fim timorați, că nu sunt extraterestri. Tocmai asta le-am spus și lor, bă băieți, nu vă înjură lumea, nu vă înjură lumea, nu vă critică, sau chiar dacă vă critică, vă pună pe bună dreptate. Sunt niște critici care și pe mine, și eu mi le asum. Adică acum ce fac? Nu mai vin? Nu mai plec? Nu, sunt lucruri... 100% nu este o presiune și oamenii cântă și aproape. Eu n-am auzit astăzi decât în momentul când chiar greșești, când oamenii chiar și-au pierdut răbdarea. Se poate. Cu mine, fără mine, cu oameni, pentru că se poate. Cum să nu se poate? Într-adevăr, acum, dacă stăm și nu suntem la calț, să fiu mâine, când este analizez, într-adevăr, am avut și meciurile astea cu echipe bune. Problema este că scururile astea care mă dau, nu știu, am încercat să pun și presiune, am încercat să fiu și foarte apropiat de ei, am spart și o tablă, am dat și, adică le-am făcut pe toate. Dar trebuie să o găsesc până la urmă. De asta cred în ei, pentru că au potențial, nu sunt jucători rudimentari. E nevoie de asta pe casă, dar crezi că schimbarea de antrenor poate aduce ceva? Pentru că s-au pus schimbat antrenorii, adică... Se poate orice, nu știți cum pleacă un antrenor, există un declic la echipă, nu știu, chiar nu știu. La momentul ăsta eu nu cred. Dacă mă întrebați pe mine, nu cred, dar nici nu sunt omul care ai rezultatele astea și eu ce fac? Continui așa, oamenii poate vor să plec și eu zic, nu, eu stau aici. Nu, când se va decide, cu siguranță, dar eu am venit să ajut. Adică nu am venit la Dinamo într-un moment și mi-e drag și acum stau de scaun și stau numai pe el. Nu, în momentul când se decide lucrul ăsta, da, când s-au apelat la mine, am zis da. Când se decide că e nevoie de un alt antrenor, da. Dar ei, ca și jucători, indiferent de situație, nu trebuie să cedeze. Nu trebuie să cedeze, că până la urmă, acum ce facem? Ne ducem la UTA cu capul așa? Asta e, sus, s-a luat 6, dăm și noi 5. Putem? Ia să vedem. Da, l-am ascultat pe Flavius Stoican. Lucian, în câtă măsură crezi că e vina lui Stoican? Pentru că și el a subliniat foarte bine. Ok, se poate să pierzi. Craiova e o echipă mai bună în momentul de față în campionat și sunt multe echipe mai bune. Dar scorurile astea, adică această cădere totală, explicabilă doar până la un anumit punct. Da, este clar că și Stoican are o parte de vină, pentru că el este cel care îi conduce, mai ales că el spune că jucătorii au calitate. Dar spunea la un moment dat că la antrenamente sunt foarte bine, au super execuții, se antrenează bine, iar când vine meciul, intervine un blocaj, nici el nu putea să-și explice. Acum e normal ca el să vorbească frumos de jucători, pentru că cred că este abordarea corectă. Echipa este într-un moment foarte greu. Acum să vină și Flavius Stoican să arunce stânga-dreapta, vina pe unul, pe unul, pe altul, să dea vina pe jucători, nu cred că... El, nu știu dacă el crede în totalitate ceea ce spune.
Dar cred că asta este abordarea corectă, pentru că e un moment foarte greu. Acum, cum a încheiat el conferința spunând că dacă celelalte echipe dau 6, să dăm și noi 5, în momentul acesta mi se pare imposibil pentru Dinamo. Pentru că, nu știu, în toate compartimentele Dinamo arată foarte rău. Și defensiv, nu am văzut organizare defensivă, nu am văzut o linie, nu am văzut agresivitate în atac, nu au forță, ajung foarte greu la poartă, nu-și creează ocazii, iar și greșeli multe, greșeli personale, greșeli pe care nu ai voie să le faci, mai ales ca fundaș, ca portar, în momentul în care ai făcut o greșeală, se schimbă tabela. Am revenit la Football Show, domnule Sabău, discutam înainte de pauză de faptul că poate și pentru că nu există acolo un lider care să dea și bani. Adică acolo fanii de DB nu-l mai vor pe Stoican. Știți că un jucător zice, nu-l mai vrea patronul pe antrenor și e altceva. Dar în momentul în care vin așa generic fanii de DB, care fani de DB? Cei 1 milion? Cei desemnați? 1, 2, 3? Adică jucătorii ăștia nici nu știu de unde își iau salariul. Nu că ar trebui să știe neapărat. Dar poate da, să fie și ăsta un motiv. Nu, ei sunt plătiți. Sigur că sunt plătiți. E proces de insolvență. Ei sunt plătiți să se antreneze. În primul rând sunt plătiți să se antreneze. După care, sigur, antrenorul alege pe cei mai buni, cei mai în formă. Iar ei trebuie să respecte și sarcinile de joc pe care le dă antrenorul. Ei răspund numai în fața antrenorului. Asta înseamnă echipă. Doar în astfel de condiții tu reușești să obții rezultate. Dacă în momentul de față echipa, nu știu, ca organizare, defensiv, din punct de vedere fizic, nu se pune la punct, șanse mici ca tu să, cum a zis, mă duc la Arad și la Arad joacă, nu? Da, da. Dacă dau ei 6, noi să dăm 5. Foarte greu, pentru că nu-ți creezi ocazia acasă. Trebuie să fii pregătit din punct de vedere fizic să stai foarte bine, la fel să stai foarte bine în teren. Și să te aperi, în primul rând, să nu iei goluri. Pentru că iei foarte multe goluri. Trebuie să faci puncte. Trebuie să știi, în primul rând, să te aperi. Să fii o echipă foarte bine organizată defensiv și, sigur, să nu lași adversarul să joace, să te pregătești foarte bine. Nu știu ce alte lucruri ar trebui să mai facă. Cu privire la ce înseamnă transferurile, cine este vinovat, pentru că sunt dintre ei jucători care nu sunt de Dinamo și nu fac față presiunii care există la Dinamo. Sunt lucruri care, sigur, sunt necunoscute. Nu? Sau cel puțin, se pare, eu nu le știu. Ți se pare o soluție, nu știu, schimbarea de antrenor, schimbarea de președinte, schimbarea amândorora? Pentru că la fiecare o lună, iată, când vin din nou rezultatele astea, trebuie schimbat antrenor, trebuie schimbat președinte. În primul rând, dacă se schimbă antrenorul, se mai schimbă vreo 7-8 jucători, pentru că asta s-a întâmplat. Și crezi că dacă nu se schimbă președintele, nu-i la fel? Nu se schimbă, echipa nu are o echipă să fie puternică, are nevoie de constanță, da? Și când vorbim de constanță, Dinamo a rulat 47 de jucători și mai este de jucat din acest sezon. Deci 47 de jucători în acest sezon. Deci este foarte, foarte mult. Și atunci e normal. Din punctul meu de vedere, s-a greșit, înainte de a începe campionatul, s-a greșit strategia de transferuri. Pentru că sunt, cum spunea și domnul Sabo, cum spunea și tu, sunt echipe care oferă salarii mult mai mici. Chindia, Mioveni, de ce să nu dăm exemple? Mioveni, nu vorbim de Botoșani. Nu vorbim de Botoșani, care bine, Botoșani la salarii, cred că nu știu dacă au mai mult decât Dinamo. Dar acolo este vorba de scouting bun. Și jucători buni, aduși. Bun, și indirect știi ce spui, nu? Că este și responsabilitatea președintelui Iuliu Mureșan, pentru că da, el a făcut. Da, el da, păi asta este. Jucători. Asta este normal, pentru că trebuia făcut un lot de jucători buni cu care să mergi până la capăt. Bun, schimb ceva în iarnă, 4-5 jucători. Poți să dai afară 3-4 jucători să-i eliberezi de care nu ești mulțumit. Aduci 3-4-5 jucători maxim să completezi lotul, dar în momentul în care sunt probleme de la început, e clar că se schimbă. Apoi se schimbă antrenorul. Antrenorul aduce niște jucători. Vine alt antrenor, are alți favoriți, se schimbă. Nu vezi că Dinamo n-a jucat 2 meciuri la rând cu aceeași formulă de start. Păi și atunci ce vină are Stoican când el vine, primește nu un are vină, dar discuția... nu are cine să fie de vină, pentru că nu poți. Dacă vorbești cu DDB-ul, DDB-ul dă vina pe Mureșan. Mureșan dă vina pe DDB, pe Cortasero. Eu m-am uitat, a fost convocat AGA, Adunarea Generală Acționarilor. Pe din AGA fac parte Cortasero,
DDB, Cornel Dinu, pe toată lumea Nicolae care Badea, are ceva acolo. Nicolae Badea. Da. Deci, apropo, că și asta voiam să te întreb, Lucian, că se vorbește și despre revenirea lui Borcea și a lui Nicolae Badea. Tu crezi în scenariul ăsta? Sau dacă, a unia dintre cei doi? Mi-aș dori. Mi-aș dori. Dar crezi că în scenariul ăsta? Vorbeam cu cineva. Să vină Cristi Borcea, cred că este foarte greu. Pentru că financiar este clar că este foarte potent și dinamovist. Deci are toate aturile să se întoarcă. Dar el s-a îmbolnăvit pentru Dinamo, a suferit foarte mult. Și a avut și probleme judiciare din cauza lui Dinamo. Bun, pe greșelile lui asta e altă discuție. Dar acum nu știu dacă, pentru că el se implică, el în momentul în care vine se implică. Dar dacă ar veni, Dinamo să ajungă, acum dacă vine Cristi Borcea și nu retrogradează echipa, anul viitor Dinamo se bate la campionat. Pentru că el știe ce înseamnă performanță, și aduce oamenii lui, oameni care știu fotbal. Înainte când eram și eu la Dinamo și Neluță știe, erau oameni de fotbal. Neatică Dănilescu, Neade Alexandrescu, Bigi Eftimescu. Oameni de fotbal cu campionate câștigate. Ăia știau tot. Acum este mai greu. Dacă facem un examen de cunoștințe generale de fotbal, nu știu cât trec examenul ăsta pe acolo. Are și Lucian dreptate, pentru că am văzut într-adevăr la Dinamo câteodată niște declarații care n-au nicio legătură cu fotbalul. Și asta contează foarte mult. Enorm, așa e, foarte bine. Adică Dănilescu știa regulamentele, toate regulamentele, tot le visa. Trebuie să ai și pe cineva care să fie serios în contact cu federația, cu liga. Valeriu Argăseală la FCSB, cum este un Toni Heleșteanu, sunt oameni de fotbal care știu. Tu ai nevoie de un astfel de om în club, pe partea lui. Pe partea de marketing ai nevoie, pe partea de... Și asta contează. Marketingul și-a făcut treaba cu vârșind de sat la ce performanță a avut Dinamo. Asta e clar că... Și sunt de apreciat și suporterii, pentru că în continuare sunt alături de echipă. E clar că suferă. Sufer eu când mă uit la meciuri, pentru că am jucat acolo și are un loc în inima mea Dinamo. La fel și pentru Neluțu, sunt sigur. Și suferim noi de aici, dar pe ei că sunt pe stadion. Și în continuare au răbdare, pentru că când eram acolo, 3-4 frângeri, deja nu mai dormeam acasă o săptămână. Când am pierdut campionatul cu Urziceni atunci, o săptămână am dormit la Dorin. Ne urmăreau prin oraș să ne spargă mașinile. Uite, acum sunt aplaudați, chiar dacă sunt pe penultimul loc, vezi? Păi, probabil și-o dat și seama că asta e singura variantă, pentru că acum să vină și suporterii să înceapă să intre peste ei, probabil mai rău ar face. Aș vrea să ne mutăm puțin în cealaltă extremă a clasamentului. CFR va juca mâine în deplasare la Gazmetan. Domnule Sabău, Gazmetan tocmai a primit o penalizare de 2 puncte pentru restanțe financiare la jucătorul Ronaldo Deaconu, după ce acesta și-a depus memoriu. Situația e foarte gravă acolo, că sunt datorii acumulate de 3 milioane de euro. Ei au ieșit din insolvență de curând. Din ce știu eu, încă nu pot să intre din nou în insolvență. Înainte de a vorbi de CFR, aș vrea să vorbim puțin și de situația asta de la Gazmetan. Cum vi se pare o echipă cum care... Cum mai poți? Ai rezultate? Cum mai poți ca antrenor să antrenezi acei jucători? Nu știu. Sunt niște situații care n-au coment. Deci, efectiv, și din păcate, foarte multe cluburi care suferă mult la acest capitol. Din punct de vedere financiar, jucătorii sunt neplătiți și așa sunt salarii foarte mici pentru ce înseamnă viitorul acestor sportivi atunci când, sigur, se lasă și nu mai pot să facă această meserie. Și mai grav decât atât, a fost de încasat o tranșă din drepturi TV. Nimeni nu face nimic. Aici e marea problemă. Se cunosc toate aceste probleme și nimeni nu face nimic să rezolve. Ai văzut pentru sezonul viitor sumele din drepturile TV în Anglia, în Premier League? Ai știu doar că nu au promovat, a primește 90 de milioane de lire. Ultima clasată 109 milioane, parcă. Dacă deci primește mai mult cea care retrogradează decât cea care promovează, am înțeles. Da, bine. Ca un paradox, hai așa, să nu ne mai necăjim, Gazmetan este, mie ar părea rău pentru Gazmetan, pentru că este o echipă care în ultimii ani a făcut, au avut jucători buni, antrenori buni acolo, era o echipă destul de frumoasă, dar... Ca un paradox, așa, ei sunt sponsorizați, principal sponsor este Transgaz, nu? Vin aceste probleme într-un moment în care gazul s-a scumpit foarte mult. Da, păi știu, să vezi ce se glumește acolo. A declarat și Răzvan Grădinaru că a spus, suntem sponsorizați de Transgaz, dar eu am calorifere rești. Adică e
E haios, dar este în același timp și, și trist. Trist, așa este. Avem un punct de vedere printr-o intervenție telefonică a lui Ionel Dănciulescu. Salut, Ionel! Salut, bună seara! Vorbeam de Dinamo până acum un minut. Am trecut, cum să spun eu, la o echipă cu altfel de, de probleme între timp, dar revenim pentru, pentru a discuta puțin. Multe nu se, se pot spune, pentru că sunt foarte multe lucruri negative. Situația se prezintă cum, cum se prezintă. Soluții nu, prea, nu, nu văd în momentul de, de față să, să vină atât de, de, de rapid și într-un interval atât de scurt de, de timp. Chiar, chiar nu, nu știu ce să, să spun, sunt așa pulversat de tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă la, la Dinamo, de cum evoluează echipa, de, de, de prestația jucătorilor. E, e o situație complicată. Știu că era programată o ședință astăzi, ți se pare totuși de bun augur și, sau nu, potrivit mai bine spus, că se tot vorbește de schimbare mereu, că schimbăm antrenorul, că schimbăm președintele. Spunea Lucian aici, și îl cred pe cuvânt, că au fost rulați 47 de jucători în, în sezonul ăsta. Da, clar, când se întâmplă lucruri de, de genul acesta, când nu ai un, eu știu, un proiect clar, când sunt atât de, de, de multe lucruri care se schimbă de pe o zi pe alta, n-ai cum să ai, eu știu, continuitate, să ai, eu știu, omogenitate în rândul, rândul echipei, jucătorii și sunt bulversați când se schimbă, eu știu, 3-4 antrenori într-un sezon. Adică lucrurile nu sunt, nu sunt, nu sunt simple. Cu toate că, din punct de vedere financiar, având această insolvență, lucrurile s-au, s-au reglat într-o oarecare măsură. Mă refer la, la partea financiară pentru, pentru jucători, dar uite că lucrul acesta nu, nu ajută deloc jocul, jocul echipei. Dar aici, eu știu, consecința a faptului a tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani de, de zile, a vânzării acestei echipe către un, un grup de investitori fantomă, datoriile lăsate din, din urmă. Sunt, sunt foarte multe lucruri care au fost greșite și acum este consecința tot ceea ce s-a întâmplat în trecut. Eu cred că toată lumea care a fost la Dinamo a avut și are în continuare o, o parte de, de vină la, la tot ceea ce se întâmplă în acest moment la, la echipă. Ți se pare că poate până la un anumit punct și jucătorii, cum să spun eu, nu au un joc de echipă, adică nu joacă pentru echipă. Noi discutam aici, am văzut anumite momente în meciurile lui Dinamo în care jucătorii parcă nu respectă niciun fel de tactică, adică fiecare face ce știe, ce vrea, ce poate acolo. Ai observat și tu lucrul ăsta sau? Da, bine, aici e o chestie, e o chestie și, de, și de antrenor, că până la urmă el dă, dă repelele respective către, către jucătorul respectiv. Adică, dar sunt anumite momente de, de, de joc și, și faze în timpul unui meci, adică se întâmplă numai la, la meciuri de, de, de județ sau de, de, de Liga a patra, adică niște greșeli impardonabile din partea unor jucători, o așa zise pretenții, dacă ai ajuns să joci în prima divizie a, a României. Unii sunt și lipsiți de, de valoare, este, este clar lucrul acesta, este situația aceasta cu... Toată lumea se gândește că echipa va, va retrograda, nimeni nu vrea să-și lege numele cu retrogradare în ceea ce privește istoria lui, lui Dinamo. Și lucrurile acestea poate și din punct de vedere mental asupra, asupra jucătorilor. Și nu este, nu este, nu este ușor să, să știi să joci la, la retrogradare. Este mult mai complicat decât să joci atunci când te bagi la, la câștigarea campionatului. Sunt, sunt mulți factori care, care au dus, eu știu, la... la situația actuală a echipei. Dar, până la urmă, s-au schimbat 4 antrenori și în sezonul acesta, dar chiar așa, numai, numai antrenorii sunt de vină, așa îl schimbăm și peste clar pe cine mai punem. E timpul foarte scurt, iar pulversez echipa. Și așa mai departe. Sunt acolo, am văzut și niște lupte interne la nivel de, de, de conducere. Nu mai este nimeni pe, pe bancă. Adică sunt niște lucruri... Echipa trebuie să aibă și ea un sprijin din, din punct de vedere moral, din punct de vedere al faptului că cineva va să iasă la televizor să, să-i mai apere, nu e o situație simplă. Șansa lui Dinamo, din ceea ce văd, este că lucrurile nu se remediază la, la Gazmetan Medias. Cam, cam asta este singura speranță. Așa am și legat discuția cu tine, că tocmai vorbeam și de Gazmetan.
Dar spune-mi și mie, ok, se salvează din nou și sezonul acesta. Anul viitor, păi stai puțin că nu se salvează, că joacă baraj, că de fapt scapă de retrogradare directă. Să spunem că se salvează și sezonul acesta. Anul viitor, ce se va întâmpla cu echipa? Iar se va târâ așa de la o etapă la o etapă, iar discuții de 18-20 de echipe și așa mai departe. Adică, dacă nu este o strategie cu suflet, oameni care cunosc fenomenul și știu să aleagă jucătorii care trebuie să vină la echipă, să ai o filozofie de joc. Adică, din nou, dacă faci lucruri iar pe mâine și le schimbi instant de la oră la oră, nu o să faci să ai rezultate niciodată. Donald, și până la urmă, inevitabil nu se va produce, adică echipa va reprograda, dacă nu se schimbă ceva. Da, Ionel, îți mulțumesc mult pentru această intervenție. L-avem și pe Ilie Poenaru, antrenorul Gazului. Bună seara, domnule Poenaru. Din ce știu, da, dumneavoastră ați declarat deja că dacă echipa va fi depunctată, nu veți mai continua la Mediaș. Bună seara. Da, așa este. E foarte greu, e situație foarte grea și dacă până săptămâna viitoare nu se face ceva sau nu se încearcă să se facă ceva și să simțim că sau să vedem că lucrurile încep să se schimbe la noi la club, e clar că va fi foarte greu ca eu să mai continui, pentru că nu este vorba neapărat de mine aici, e vorba de echipă, e vorba că e munca în zadar, ca să zicem așa, și nu are rost. Iar eu nu pot să stau să mă compromit ca antrenor, pentru că jucătorii au ajuns la saturație și nu mai poți, nu mai ai motivație, nu mai ai absolut nimic pentru ei. Vă spun sincer că am vrut să fac pasul ăsta mai de mult, dar pentru că am reușit să fac un grup și am niște jucători de mare caracter și văzându-i așa în situația în care suntem, cum se antrenează și cum se comportă și că își doresc foarte mult și chiar au crezut și am crezut cu toții că lucrurile se vor rezolva, noi să ne vedem de treaba noastră pe plan sportiv, iar cei care se ocupă de deținerea acestui club să se rezolve în perioada asta lucrurile. Am crezut că am avut speranța, dar se pare că lucrurile nu se rezolvă și nici nu în momentul de față. Astăzi au fost niște întâlniri pe la primărie cu anumiți oameni de afaceri, dar nu am primit nimic concret. Adică s-a lăsat sau discuțiile s-au mutat pentru săptămâna viitoare. Vă dați seama că nu putem așa să le mutăm de la săptămână la săptămână și meciurile trec, etapele trec, punctele se duc, echipa e greu să o motivezi. Adică nu e chiar așa, nu e chiar așa ușor. Ne jucăm de-a fotbalul și de fapt singura problemă este că în momentul de față, vă spun sincer, cu durere în suflet, vă spun că nu ai cu cine să vorbești, că oamenii sau, nu știu, instituțiile care se ocupă sau vor să se ocupe de acest club sau să sponsorizeze acest club, nu mai știu cum să mă mai pronunț, nu înțelegă acest fenomen fotbal și au impresia că dacă îți mai dă un salariu odată la nu știu cât timp, lasă-i că merge așa și că... Da, nu, le-am spus-o că fotbalul este ceva foarte sensibil și la fotbal nu merge peste o săptămână, peste o lună, la fotbal este azi, vorbind de prezent. Și, din păcate, oamenii nu înțeleg care este rolul nostru, să zicem. Da, asta este viața. Ce să facem? Ne asumăm, ne-am asumat. De când am venit aici, din septembrie și până acum, pentru că eu când am venit, trebuie să recunosc că știam de problemele care sunt, dar am avut asigurări, să zicem, că se vor rezolva aceste probleme până în decembrie și că lucrurile vor intra în normalitate, dar nu, lucrurile au degenerat și s-au dus din rău în mai rău. A plecat și singurul om care, să zicem, ținea în frâu aceste probleme și acest club, Vali Iordănescu, și din de aici totul a luat o altă întorsătură. Domnule Poenaru, scurt, vreau să vă întrebe și Lucian Goian ceva. Mai avem foarte puțin din emisiune, vă rog să fiți succint. Bună seara!
Credeți că Gazmetan Mediaș poate să ducă acest campionat până la final sau există posibilitatea să se retragă? Din ce că sunteți acolo? Știu că nu vă doriți asta. Nu cred că se retrage. Nu e vorba de retragere pentru că nu te poți retrage. Pentru că ar fi un precedent urât, exact, trist. Nu poți să te retragi. Mai bine spus, cred că Lucian a vrut să vă întrebe dacă cumva poate fi exclusă echipa. Cred că mai degrabă decât să se retragă. Aici vă dați seama că nu știu chiar așa foarte bine regulamentele și aceste lucruri, dar nu cred, pentru că a mai fost un caz, nu, cu Timișoara, cu minus 14 puncte, deci da, s-a ajuns la minus 14 puncte, sau nu mai știu, nu mai țin minte, parcă ceva de genul, dar nu cred că echipa se va retrage, pentru că nu trebuie să continui, să termin competiția și nu cred că se va ajunge acolo. Bun, vă mulțumim mult și ne pare rău că n-am putut să discutăm mai detaliat, dar vine meciul peste noi și trebuie să discutăm puțin și despre Rapid Sepsi. Seară bună și sper să ne auzim cu ocazii mai fericite, dacă mai poate fi vorba la Gazmetan de așa ceva. Eu am întrebat pentru că în momentul în care s-a retrage din campionat, intervin echipele care au câștigat puncte, ar avea unele ar fi avantajate, unele dezavantajate, de asta dădea peste cap tot. Dar e bine că o să facă totul să ducă până la final campionatul. Apoi, probabil va dispărea. De ce spune și el, cred că situația este foarte gravă. Că să nu intereseze pe nimeni de echipă, grav. Urmează Rapid Sepsi, ne cerem scuze suporterilor celor două echipe, dar din păcate am discutat despre cei care suferă. Un meci foarte, foarte important în lupta pentru play-off. Practic ambele echipe nu-și permit alt rezultat decât victoria. Îl ascultăm pe Mihai Iosif. Bună seara, domnule Iosif. Ce așteptări aveți de la echipa dumneavoastră în această seară? Bună seara. Sper să dăm un gol mai mult ca adversar în această seară. O formulă destul de ofensivă pe care ați ales-o. A ieșit Dandea din primul 11, a intrat Marzuc. Da, așa am gândit meciul acesta. Chiar dacă oaspeți pe hârtie sunt favoriți, așa am văzut, în această seară sper ca să încurcăm aceste lucruri. Se joacă cu calificarea în play-off pe masă un asemenea meci? E un meci important pentru ambele echipe, nu știu dacă se joacă cu ea pe masă, dar cu siguranță dacă am luat 3 puncte am fi în cărți. Cum îi simțiți pe jucători? Se simte oarecum această presiune? Se simte în primul rând o oboseală, probabil și la adversarii noștri și ei au jucat la fel ca și noi în 3 zile, dar sper să o putem depăși. Atmosfera? Cum va fi? Sinistră, fără spectatori, tribune goale? Ca în pandemie. Cum? Uitați, e stadionul gol. Jucăm. Mulțumesc, mult succes. Cu plăcere. L-am ascultat pe Mihai Iosif. Nu mai are rost să spun că este sub presiune, că de vreo 6 etape, dacă pierde, este înlocuit. Acum e umbra lui Marius Șumudic, așa, mai mult sau mai puțin desenată, cum trebuie. Se joacă la Mioveni, fără spectatori. Rapid Sepsi și două echipe care trag la play-off, spuneam, nici una nu-și permite nici măcar un rezultat de egalitate, pentru că se cam anulează reciproc. Mai sunt acolo Argeș, mai este Sepsi. Și dacă nu câștigă astăzi, e greu. Șanse mici, mai ales dacă ne uităm în clasament, Farul are un meci mai puțin, dacă va câștiga cu Clinceni, să duc la nu mai știu câte puncte, dacă aveți clasamentul, dar va fi 34 Rapid, 32 Sepsi, 35 Farul, dar un meci mai puțin. Fac 39 dacă câștigă, Farul 36. Cred că 36 are Farul, da. Câștigă 39, diferență, mai sunt 5 meciuri, greu, adică Sepsi va trebui să câștige. Care e problema? Că uitați clasamentul. Șanse mici are Farul Sepsi, 36, un meci mai puțin. Un meci mai puțin Farul, Rapid și Argeș vin acolo în spate. Da, Rapidul, imediat pe 9 este Sepsi. 32 are, mi se pare, Sepsi. Și UTA la fel. 32, da. Știți care e problema? Că Farul are meci și cu Craiova. Păi a pierdut puncte cu echipe accesibile. Și are și la FCSB. Adică nici Farul n-are meciuri. Mai sunt 5 jocuri. Zic eu că sunt totuși puține 5 meciuri. Și diferența de... Depinde ce va face în această seară. Dacă câștigă Sepsi, face 35. Da, mai sunt încă. Să se piardă Farul toate meciurile. Da.
Nu toate? Nu, cred că doar două ajunge să piardă. Dar să câștige Șepci și tot. A, tot, asta da, zic. Da. Lucian, cum vezi meciul din seara asta? Îl crezi pe Mihai Iosif când spune că Șepci e favorită? Că așa am văzut, sau a fost ironic. Sincer, nu m-am uitat la cotele de la parior, dar așa spune. Să fie o strategie din aia veche de să-i adormă puțin pe adversari pentru că se mai folosesc. El știe că el își dorește să câștige, e clar. Și Rapid doar lua o opțiune serioasă dacă a reușit să câștige în această seară, dar nu va fi ușor. Se este o echipă bună. Faptul că joacă fără suporter pentru Rapid este clar un dezavantaj, pentru că știm cu toții galeria Rapidului 90 de minute cântă într-una și contează foarte mult. Și jucătorii s-au obișnuit în ultima perioadă cu suportul lor din tribune. Acum jucăm pe un stadion gol, va fi ciudat și pentru noi. Nu prea avem noi stadioane pline, dar măcar la meciurile Rapidului era atmosferă frumoasă în tribune. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea noastră Fotbal Show. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă doresc vizionare plăcută în continuare. Urmează așadar Rapid Șepci și ne vom reîntâlni la pauza partidei cu analiza primei reprize. Vizionare plăcută în continuare.